Salutare și bine te-am găsit la un nou episod aici pe canal. În acest videoclip, în această dimineață, vorbim despre Fantasy Premier League. Înainte să începem să discutăm despre următoarea etapă, nu uita să apeși tu pe butonul de like, pe butonul de subscribe și să comentezi ce părere ai despre următoarea etapă și despre ce s-a întâmplat până acum în Premier League. Avem o etapă, spun eu, liniștită. O etapă care nu are nici un derby semnificativ. În sfârșit putem să spunem că avem o etapă de respiro. Întrebarea mare care planează asupra tuturor este dacă Haaland va juca sau nu va juca. Atacantul care în ultimele două meciuri de Champions League și în derbiul împotriva lui Liverpool nu a arătat nimic, în rest a spart niște recorduri foarte interesante, este incert pentru această etapă. Ieșind la pauza meciului cu Borussia Dortmund, se pare dintr-o accidentare. Pep a dat o declarație care nu ne-a ajutat absolut, dar absolut deloc. Haaland se simte mai bine, însă vom vedea starea lui la antrenamentul de diseară și după aceea vom vedea cum se va simți în următoarele ore. Deci, practic, în momentul ăsta știm că Haaland ori va începe titular, ori va fi pe bancă, ori nu va juca deloc. Nu ne ajută cu nimic declarația asta. Și după cum spuneam, mie mi se pare o etapă foarte liniștită. Meciurile încep astăzi de la 14:30 cu un Leicester-Manchester City și se termină mâine la 18:15 cu un United-West Ham. Tot astăzi se mai joacă Bournemouth-Spurs, Brentford-Wolves, Brighton-Chelsea, Crystal Palace Southampton, Newcastle-Aston Villa, Fulham-Everton-Liverpool-Leeds, iar mâine Arsenal cu Nottingham Forest pe lângă meciul pe care l-am menționat mai devreme. Haaland este o problemă. Faptul că Haaland nu va să joace sau nu va să știm dacă joacă. Și sunt multe riscuri pe care ni le luăm dacă lăsăm pe teren. Dar până una alta, hai să vedem ce s-a întâmplat etapa trecută, pentru că a fost groaznic, absolut groaznic. Îl avem pe De Gea în poartă cu 2 puncte, Trippier, Saliba, Cancelo, 2 puncte pe linie, 1 punct Saka, 9 De Bruyne, 2 Eze, 1 Antony, 2 Tonei, 2 Jesus, 26 Haaland. Dar să zicem că nu este atât de groaznic în primul 11. E groaznic dacă te uiți câte puncte a făcut banca. Avem 28 de puncte pe bancă nefolosite. Henderson 11 puncte, Andreas 10, Nico Williams 6, Dunk 1. Oribil, oribil, absolut oribil. Așa ceva n-am mai pățit de foarte, foarte mult timp. Avem un transfer și chiar nu știu ce să fac. Deși cred că e simplu. Iese Haaland și luăm replacement pe Harry Kane. Joacă împotriva lui Bournemouth. Ar trebui să dea goluri, nu gol, goluri. Ar trebui să se întâmple goluri. Și cred că așa și facem în această etapă. Harry Kane în locul lui Haaland pentru a nu risca nimic. Avem un Arsenal Nottingham Forest. Sincer, Arsenal joacă bine. Sper să joace împotriva lui Nottingham Forest la fel de bine. Avem un Fulham Everton. Nu schimb nimic. Las așa. Sincer, las așa. Tony împotriva celor de la Wolves s-ar putea să fie bine, s-ar putea să fie foarte bine. Manchester United, West Ham, în sfârșit ar trebui Manchester să pună un pic osul la treabă și să ne mai aducă și 9 puncte. Nu modific nimic aici, rămâne exact așa, Kane capitan, De Bruyne vicecapitan. Jucătorii care au fost cel mai mult scoși din echipă sunt, cum ne așteptam cu toții, Haaland pe locul al 5-lea, însă cred că până mâine dimineață mai crește un pic acest număr. Gabriel Jesus, care este într-o scădere de formă, dar am încredere în el că își va reveni acum cu Nottingham. Gross de la Brighton, dar nu știu de ce, sincer, că a făcut doar un punct în meciul cu
cu City. Ah, dar nici nu a făcut 15 puncte cu United, 1 cu Leeds. Ok, se înțelege. Reece James, care din păcate s-a accidentat și nu va reveni până la final de decembrie, deci ratează și campionatul mondial din Qatar. Și Mohamed Salah, care în ultimul timp și anume în ultimele... cu City a primit 8 puncte, că a dat parcă golul, right? Da, a dat golul. În rest, da, nu prea a avut meciuri convingătoare decât cu Fulham și cu Newcastle. Nu a făcut cine știe ce puncte. Almiron este într-o pantă foarte ascendentă, cu 10 puncte împotriva lui Everton, 10 puncte împotriva lui Tottenham, 15 puncte împotriva lui Fulham. Henry Kane, care cel mai probabil este opțiunea pentru Haaland, De Bruyne, care are un joc destul de constant, Trossard, care și el este foarte, foarte bun, și cu Mitrovic. Sincer, aș vrea etapa asta să nu fie cu răsturnări de situație, să nu fie cu nebunii, cu chestii total, total neașteptate. Aș vrea să meargă totul, aș vrea să meargă totul conform planului, aș vrea să joace bine Kane, aș vrea să câștige City cu De Bruyne jucând bine și cu Cancelo la fel. Aș vrea să se întâmple absolut totul cum ar trebui să se întâmple și, sincer, Haaland poate să nu joace etapa asta pentru a fi în formă și a nu cumva risca o accidentare pe termen lung. În rest, trebuie să ne așteptăm la niște chestii total, total schimbătoare în Premier League, deoarece vine campionatul mondial, iar jucătorii încearcă pe cât de mult posibil să nu se accidenteze pentru a participa la campionatul mondial din această iarnă. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest videoclip. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe subscribe, să lăsați în comentarii voi pe cine ați băgat în echipă în locul lui Haaland și ne vedem data viitoare. Un weekend minunat și o etapă de Premier League, așa cum vă doriți voi. V-am pupat. Ciao!